Pentru prevenirea evenimentelor rutiere generate de condițiile meteo specifice sezonului rece, peste 1000 de polițiști din care aproape 400 de polițiști de la rutieră, peste 600 de polițiști de la ordine publică și peste 150 de polițiști din cadrul altor structuri au acționat în filtre constituite în scopul verificării în trafic a mașinilor care nu sunt dotate cu anvelope de iarnă, lanțuri sau alte dispozitive antiderapante omologate în cursul zilei de joi. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Poliției Românie, polițiștii au aplicat peste 700 de sancțiuni contravenționale, dintre care două conducătorilor auto care au circulat pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără și echipa automobilele cu anvelope de iarnă, o sancțiune contravențională unui administrator de drum iar 707 pentru alte abateri la normele rutiere. Potrivit aceluiași comunicat în perioada 5 decembrie 2012-10 ianuarie anul curent, în filtrele rutiere au fost aplicate peste 14.000 de sancțiuni contravenționale. De precizat ar fi și faptul că polițiștii rutieri sub coordonarea direcției rutiere din cadrul Inspectoratului General Generalul al Poliției Române continuă activitățile preventive pentru combaterea evenimentelor rutiere grave.